Mi se pare cel mai mare hot take din seara asta. Da, părinți, părinții nașpa. Te iei tu de oboseala mea, știi ce am făcut eu? Bună YouTube și bine ai venit la hot take, show de pe în care eu, domnul Vlad, citesc părerile voastre și decid dacă acestea sunt controversate sau nu. Dacă și tu ai o părere care crezi că merită să ajungă aici, te uite printre mediul formularului din descriere. Și nu uita, noi ne vedem în fiecare luni de la 20.00 live pe Twitch. Tema de astăzi este părinți. Oamenii peste 35 de ani nu ar mai trebui să facă copii. E nașpa să fie la liceu și măta să fie trecută deja de 50. Mi se pare cel mai mare hot take din seara asta. Și chiar dacă e primul hot take pe care îl citesc, îmi asum: Niciun om sub 35 de ani nu ar trebui să facă copii. Ai sub vârsta de 35 de ani, nu ești pregătit emoțional, nu ești pregătit financiar, nu ești pregătit emoțional a doua oară, nu ești pregătit emoțional a treia oară să faci un copil. Oricine face un copil, previous to the age of 35, will most likely suck as a parent, pentru că ești un copil și tu. Gen, când îl faci? Că gen, până la 25 de ani ești și tu un copil. Între 25 și 3, 35, că după 35 e prea mult. Am mai primit și take dar nu era la fel de fani scris și de aia l-am pus. Ce mai faci ca frate copil dacă ai împlinit 30 de ani? I'm sorry. Când a trebui să-l faci? Păi gen, noi am, făcut, am fost făcuți între 20 și 30. Păi și vedeți în ce hal am ajuns? Cum adică să, să fie altă generație de oameni făcută între 20 și 30 de către noi? Mi se pare că e, nu știu, e efectiv un copil supărat că părinții lui sunt bătrâni. I don't know. Ai mie m-a făcut pe la 30 și am avut uneori rușina asta că sunt mai în vârstă. Cum a zis și mai sus cineva, dar cumva cred că asta contribuie la faptul că ne înțelegeam... Ok, ne înțelegem acum, ok. I don't agree, mi se pare că mereu era privit o chestie, a, ah, Marius are părinții bătrâni și l-au dorit foarte mult, îi fac toate poftele, e răsfățat. Ea yeah, e răsfățat pentru că are niște părinți stabili, mea, nu niște părinți de 20 de ani. Eu sunt de părere că n-ar trebui să faci copii înainte de 35. What bau fiecare face copil când vrea, dar să fie peste 23, totuși nu. Vârsta de făcut copil, minimă, prin acte, este 31 de ani că la 30 ești clar uh, prea afectat de faptul că ai împlinit 30 de ani, așa că nu, la 31 e ok, că ai un an să te liniștești. Actul de a fi părinte mi se pare unul pur altruist, nu mulți sunt pregătiți la o vârstă fragedă, mi se pare total opusul. Total opusul. A face un copil la o vârstă tânără este foarte egoist. E clar că o faci pentru tine și nu pentru copilul ăla. E 100% clar. La orice, orice vârstă faci copil pentru tine, da, dar mi se pare că în momentul în care ai în sfârșit disponibilitatea din toate punctele de vedere să faci un copil și să ai grijă de un copil, atunci e cel mai puțin egoist să faci un copil. Ce a și este de părere că acesta este un hot take. Oamenii de peste 35 sunt ok să facă copii. Eu chiar recomand să faceți copii doar după vârsta de 35 de ani oamenii fac copii că n-au prieteni, că nu mai au chef să dea cu aspiratorul prin casă sau că vor un pahar cu apă la bătrânețe. Foarte de acord. <laughs> mi se pare că astea sunt foarte multe dintre motivele pentru care unele persoane fac copii, în special ultimul motiv. Ultimul motiv mi se pare că e foarte pregnant în ideea de a face un copil. Fac un copil să mă ajute când o să fiu bătrân, că și eu l-am ajutat când a fost tânăr. No, thank you. Dar fi un doar un pahar cu apă de dat, sunt disperați să nu moară singuri. That's basically it. E cumva o criză care o rezolvă prin facerea unui copil. O, o criză existențială. Numai că cumva la părinții noștri, gen, nu știu, late mileniali, very early gen Z, că Acum mi se pare că nu mai e neapărat o regulă în legătură cu asta, dar cam asta era, că era criza existențială la 22 de ani, în care mai as have a child now. Trebuie să mă ajute pe mine cineva. Mi se pare foarte valid acest take. Aș adăuga la take-ul ăsta că încă un motiv pentru care oamenii fac copii e because they believe they failed in their life. Și cumva vor o a doua șansă și fac un copil ca să trăiască ei viața pe care ei n-au trăit-o. Ce-a a votat și este de părere că acesta este un hot take. Eu nu sunt de acord. Eu cred că este un take foarte adevărat. Cine încă ascultă de părinți după vârsta de 16 ani e ultimul tocilar. I love this. I love this. E o persoană de 17 ani care are niște prieteni. Ea e, ea e prima, prima, persoană din clasă care a împlinit 17 ani și toți ceilalți au 16 ani și îi ascultă de părinți. Ei, hai vi la mine să ne jucăm pe Xbox, nu pot că nu mă lasă mama. Eu nu mai ascult de părinți, frate. Eu am 17 ani. <laughs> I mean, ce înseamnă să ascult de părinți? Gen actually listening to them în sensul că să vezi ce au de spus? sau să urmezi exact ceea ce zic? Mi se pare că să urmezi exact ceea ce zic părinții tăi e cumva a no-no ageless. Pentru că mi se pare că foarte puțini părinți pot să-ți dea constant sfaturile potrivite. Sure, they can also say good stuff, That da, da, doesn't really happen. Adică e, e foarte greu să primești exact ceea ce ai nevoie. Nu știu, frate, cine în cazul de părinți pe vârsta de 16 ani ultimul tot ce Am zis, am zis. Pe la vârsta aia poate încep să nu mai iei de bun chiar tot ce îți spun părinții, mai faci tu greșelile tale. Mi se pare că gen scopul părinților e să-ți dea sfaturi, dar mi se pare că mulți părinți nu înțeleg asta și e foarte multă insistență pe anumite subiecte, which can only go wrong, sincer să fiu. E chestia asta de un copil căruia interzis să facă orice, să se distreze, să iasă cu prietenii sau whatever, în momentul în care îl scapi de sub supraveghere, o să facă toate căcaturile pe care putea să le facă sub supravegherea ta. În sensul în care puteai să-l ajuți dacă bea alcool la 16 ani. Don't do that. Dar acum că e interzis toată copilăria lui să iasă vreodată undeva și a ajuns să facă 18 ani și să nu mai aibă nevoia să stea cu tine sau whatever, sau asta facultate, doesn't matter, se îmbată cu prima ocazie. Că that's, that's what happens când cineva îți interzice ceva. Să-l ajut să reușească cu ce-și propune, dacă e evident safe, decât să-l faci să-ți calce pe urme. Mi se pare că foarte mulți părinți greșesc aici pentru că cumva fac un copil și îl plănuiesc ca pe un proiect personal. A, copilul meu la 8 ani o se ducă la Olimpiada la matematică, la 12 ani o să cânte la vioară și la 18 ani o să intre la facultatea de medicină, primul la fără taxă. That doesn't happen. You can't plan a kid. Ce a votat și este de părere că acesta este un hot take. Dacă asculti de părinții tăi după vârsta de 16 ani, nu ești un la. Părinții care vor să fie prieteni cu copiilor sunt walking red flags. O să fiu foarte acid la chestia asta. Părinții nu pot fi prieteni cu copiii. Deja din dinamica care există între ei, de te-am fătat, sunt protectorul tău, whatever, they can never be friends. Sure, poți să te înțelegi cu părinții, dar nu există conceptul de prietenie cu părinți. E nesănătos pentru ambele părți, ca un părinte să fie prieten cu copilul lui și copilul să fie prieten cu părintele lui. Poți să-i oferi copilului un safe space, să nu-i fie frică să-ți povestească ce păsește și să știe că primește ajutor înainte de scandal, dar asta nu înseamnă că sunt prieteni. Absolut adevărat. Mi se pare că mulți părinți caută prietenia în copilul lor, că cred că asta îi fac să fie un părinte mai bun. Nu, că eu sunt prieten copilul meu, noi ne spunem toate chestiile. Dar it can be very, very, very toxic. E foarte nesănătos ca mama să-mi povestească prin ce drame trece ea cu iubitul ei, dar să nu știe să asculte când îi dau un sfat și spune că eu nu vreau să-și resfacă viața. Uite, un comportament din asta super toxic mi se pare în momentul în care unul dintre părinții tăi ajunge să confide in you, în legătură cu celălalt părinte, mi se pare cea mai toxică chestie ever, gen să vină măta la tine și să zică of, ce mă supără tactul, să vină tactul la tine și să zică of, panarama asta de măta. It's very toxic and no child needs to be in between their parents și să asculte ce căcături le, le trec prin minte. Ma'am, sir, find a friend. Nu-i mai spune copilului tău că te supără bărbatul pentru că se întâmplă să fie tatălui. Săr, de asemenea nu-i mai spune copilului tău cât de mult o urăși pe măsa. Creează și, nu știu, niște așteptări greșite de la o relație de căsătorie în general. Sau o relație în general, că ha ha, ha I hate my wife, ha ha ha, tac, tu nu mă mulțumește. Face ca copilul să creadă că chestiile alea sunt naturale și It's not. Chatul a votat și este de părere că acesta nu este un hot take. Părinții care vor să fie prieteni cu copiii lor sunt walking red flags. E ok să mergi cu părinții în concediu, chiar dacă ai peste 20 de ani. Nu înțeleg chestia asta. Înțeleg să mergi în concediu cu părinții ca și copil, pentru că de make sense cu cine mai te duci, dar mi se pare weird să te duci as an adult. Indiferent dacă te înțelegi bine sau rău cu părinții tăi. Gen, dacă te înțelegi rău cu părinții tăi, cred că e self-explanatory. Dacă te înțelegi bine cu părinții tăi, tocmai am vorbit mai devreme despre ideea de a fi prieten cu părinții tăi și cum e problematică. I don't get why. Ai 20 de ani, te duci în vacanță cu părinții tăi. I don't understand it. Who is this benefiting? Că gen, mi se pare că, mai ales după 20 de ani, adică după 20 de ani, you clearly became your own f person și they don't know that. They for sure don't know that. Pentru că ei încă te consideră copilul lor și tu ești această persoană total diferită și clar nu o să vă înțelegeți. Clar nu o să fie o vacanță plăcută pentru nicio parte din această vacanță. Pe banii lor mă duc oriunde. It's free concediu, frate. Efectiv, plătiți cu mental health. Is it, it's free. But at what cost? Chatul a votat și este de părere că acesta nu este un hot take. E ok să mergi cu părinții tăi în vacanțe dacă ai peste 20 de ani, aparent. Părinții nu ar trebui să știe tot despre viața ta, indiferent cât sunteți de apropiați. Din nou, mi se pare foarte weird să știe părinții tăi ce faci, cu cine te f când te fuc. Deja am stabilit că nu e ok să fii prieten cu părintele tău, cu oricare dintre părinți. Dar dacă te consideri prieten cu părinții tăi, they don't need to know all that It's simple as that. Am primit foarte multe take-uri și de tip, e foarte nice să fii apropiat de părinții tăi să poți să le spui tot. Is it all? I don't think so. Nu mulțumesc, nu vreau să le spun nimic. Doar dacă ai părinți cool și deschiși la minte, nici măcar. Nu mi se pare că e vreun moment în care ar trebui să șeruiești totul cu părinții tăi. Exact la fel cum nu sunt de acord că părinții ar trebui să zică tot, mai ales din viața lor personală de cuplu. Dar e important comunicarea în familie, e importantă. Sure, comunicarea în familie e importantă, dar nu foarte multe aspecte din viața ta nu ar trebui date mai departe. Mama ta nu trebuie să știe cu cine te faci, ce faci tu, dacă te-ai drogat, cât te-ai drogat, cu cine te-ai drogat, keep her out of it. Nu, că mama e cool, e open-minded. Am fumat iarba cu mama. No, that's weird. That's weird. a votat și este de părere, aproape în unanimitate, că acesta nu este un hot take. Părinții nu trebuie să știe tot despre viața ta și tu nu trebuie să știi tot despre viața lor. Unii părinți nu ar fi trebuit să fie părinți. Unele persoane nu pot să accepte asta. Absolut adevărat, mi se pare că cu atât mai mult era chestia asta de trebuie să faci un copil. Acum mi se pare că de curând e libertatea asta în care nu mai ești constrâns din toate direcțiile să faci un copil. Pentru că acum poți să zici, the world is dying, ce copil să aduc, bre? Dar înainte era gen, de asta și părinții noștri, gen, vorbesc in the name of uh, late millennials, early gen Z, și părinții noștri au fost constrâni să facă copil că ai 20 de ani, cum să nu faci copil? Și mulți, pe lângă faptul că nu erau pregătiți, poate nu-i doreau așa mult. Dar cred că ăsta e conceptul social. Trebuie să fac copil. Am 25 de ani, fac copil, mai fac un copil, îmi iau un job, mă pensionez mor. It doesn't have to be that way unii devin părinți din întâmplare și după se poartă nașpa cu pruncii, fă avort. Literally fă avort. It's that simple. Let's not say abortion is an easy choice. Abortion is an easier choice than raising a child you hate. And it will always be an easier choice. Decât să traumatizezi un suflet viu. Două suflete, ca și tu. Că și tu ești traumatizat la sfârșit. Pentru că tu nu ți-ai dorit copilul ăla. You might be a child as well. Sau clearly not ready to have a child, de ce ai, ți-ai strica viața și ție și a celui copil? I believe it's, it's easily less traumatic să faci un avort than, than, to have a child. Problema e că în jumătate din spitalele de stat din România nu fac avort la cerere. Asta e altceva și de, majoritar avem de blame religia pentru asta. I, I don't agree. Nu sunt eu în capacitate, sure, de a face un copil și de a face un avort și poate de asta ți se pare că sunt mai îndepărtat de concept și sunt. Adevărul e că sunt mai îndepărtat de concept, dar dacă aș fi fost pus în situația de a rămâne însărcinat și de a trebui să aleg între a face un copil, which I don't want, sau de a face un avort, care în sine este un proces traumatic, avort în fiecare zi. Ce a votat și este de părere că acesta nu este un hot take. Unii oameni nu ar trebui să fie părinți. Unii părinți nu ar trebui să fie părinți. Stop forcing people to have children. Dacă într-o familie există mai mult de un copil, părinții au clar un copil preferat. I know, because I'm not the favorite one. <laughs> adică clar e Rux. Nu mai stăm la discuții. Nu, no, nu, no. Dacă, dacă Rux era copilul preferat, nu mai făcea un al doilea. They kind of f***ed up with the first one și au vrut o a doua șansă. Unfortunately, they got me, dar tot cred că mă plac mai mult pe mine. Ce a votat și este de părere că acesta nu este un hot take. Dacă sunt mai mulți copii într-o familie, unul sigur e favoritul. Părinții nu au ce căuta la majoratul tău, mai ales părinții părinților. Acum începe o scurtă serie de take-uri foarte obvious, specifice, dată de niște copii care s-au supărat dintr-un anume motiv. Urmează o, o serie de take-uri care... Oh, Părinții nu au ce cău căuta la majoratul tău. Ai auzit, mamă, ce ai zis băiatul ăsta pe internet? A zis că n-ai voie. Mi se pare că e super specific ca să-i ca să demonstreze lui asta, să nu vină la majorat. Ce caută bunicii la majorat? Ce caută acolo babalucii? Suntem numai copii. A wild thought, nu vrei să vină zile? Păi nu, că e mai ușor să trimiți steak la domnul Vlad, să te uiți foarte tare în casă când apare și să audă mai să fie, a, poate n-ar trebui să mă duc la majoratul copilului meu. Smart, pentru că cred că este decizia lor. Chatul a votat și este de părere că acesta este un hot take. Părinții au ce căuta la majoratul tău, probabil nota de plată a majoratului tău. Pentru că cineva trebuie să bătească. Părinții care fumează și interzic copilului să fumeze sunt doar ipocriți. Mamă, lasă-mă să fumez! Va pam de ceva vreme. Cum adică tu fumezi și eu n-am voie să fumez? Nu mi se pare corect, mamă, ești ipocrită. Written by an Citin. Efectiv. V-am zis, e o serie de take-uri de la un copil supărat pe ceva super specific, trying to make it general. Uh, bă, părinții care fumează și interzic copilului să fumeze, cu siguranță nu părinții mei, doamne ferește, sunt ipocriți. Că eu deși n aș fuma dacă ei fumează fratele meu la 35 ani se ascunde de mine, asta mi se pare foarte weird. Că tot așa, aveam un vecin care avea gen 35 de ani și niciodată nu fuma de față cu taică că era rușine. Mi se părea such a weird thing. <laughs> Ma'am, you're 33. Chatul a votat și este de părere că acesta este un hot take. Părinții care fumează și interzi copilului nu sunt ipocriți, probabil îți vor binele. It's really not that cool să fumezi, îmi pare rău. It's really not cool. As, as a fost fumător, I can tell you I thought I was cool, I was not cool. Nu eram, nu eram. Eram tovai de capul meu, dar eram cu țigara nu una. Părinții din ziua de azi sunt cei mai enervanți oameni de pe planetă. Vor să fie pupați în cur peste tot, doar pentru că au ales să facă sex fără prezervativ și de asta trebuie să-i lăsăm în fața la coadă. N-am auzit în viața mea de lăsat gen părinți în fața la coadă. N-am auzit also în viața mea de expresia pupați în cur peste tot. Again, specific situation. Very generalized. Uh, da, părinții nașpa Adevărul e că gen există locuri, știu că la Pepco există chestia asta, unde gen e o casă prioritară pentru familii copii mici, which mi se pare că e beneficial pentru toată lumea, pentru că nu mai stă dracul ăsta de copil, de care n-au grijă părinții în spatele tău la coadă, pleacă acum. Se duce, plătește, pleacă acum. Tu trebuie să stai, să-ți plătești ghiveciul la Pepco, și să te duci. Isn't it better să fie servit mai înainte decât să-ți petreci cele 10 minute la coadă cu el în coaste? A, mi se pare, nu știu, urăsc și diferența asta pe bază de vârste, știi? Că gen, trebuie să respecti oamenii mai bătrâni decât tine, indiferent de cât de căcați sunt ei. Ce-a votat și este de părere că acesta este un hot take. Părinții din ziua de azi nu sunt cei mai înervanți oameni de pe planetă. Doar Toată lumea vrea să scape de ei mai repede că le plânge țâncu. Ședințele cu părinții ar trebui să nu existe. <laughs> nu vreau să știe mama că am luat suficient. <laughs> Adevărul e că mi se, mi se pare such a wild idea ședințele cu părinții, pentru că mereu mi se pare că e gen un grup de vecini dintr-un bloc. Vine acolo dirigint, a zice de niște copii, o mamă care se laudă cu copilul ei, fac o, ce-a făcut copilul tău. De ce nu le zice separa părinților care-i treaba? De ce dacă au anunțuri de făcut nu le fac undeva în mod comun? Că mi se pare că ședința cu părinții nu e vorba despre, da, o să facem petrecerea de final de an la Scoicalean. Ședința cu părinții e, a, copilul tău fumează! L-am văzut eu! ok, puteți puteai să mă suni? Pe mine m-a certat de genita că nu venea mama la științe, credea că nu-i spun, doar că nu voia mama să te la școală. Efectiv, eu nu mai aș deplasa. Nu mai duce. Mai ales în this day and age, dacă ai un anunț, mi-l spui online, mi-l faci un grup de WhatsApp cu anunțuri în care poți să scrii doar tu, ca să nu mai scrie toți părinți să se certe pe matematica pe care nu o știe niciunul. Și dacă e ceva în particular despre copilul tău, mă suni. E ca să pierpreșuiești părinți să bădească fondul clasei. Uros concept de fondul clasei. Another thing I very much hate și mi se pare că gen e, e such a, nu știu, such a, a thing that separates people e conceptul de strâns bani pentru cadou diriginte. În primul rând o mea, în al doilea rând cei trebuie trebuie cadou, în al treilea rând e, nu punem, 80 de lei, ce să-i luăm doar cu 30 de milioane? Și... Not everybody can afford it. după aceea, a, iar nu pune asta. Nu de juca cu copiii ei că săraci. Dă te în cadou tău. Ce a votat și este de părere că acesta nu este un hot take. Ședințele cu părinții n-ar trebui să existe. Te rog, nu-i spune lui mama că ciulesc, da? Părinții care te compară cu alți copii ca să te motiveze ar trebui de decăzuți din drepturi. Absolut oribil. Să compari un copil cu prietenii lui mai ales. Why do you make them hate their friends? În primul rând, nu o să mai vină niciodată la tine să zică nimic. În al doilea rând, you make them hate you and hate their friends. And probably hate themselves. Da, cred că puteai și tu să iei uh, cât a luat uh, Andrei. Mă rog, el de ce a putut să ia 10 și tu nu? Și mereu era one-sided. Pentru că dacă tu luai 10 și Andrei lua 9... Păi da, dar pe mine nu mă interesează de alții. La asta nu m-am gândit să-i compar cu alți părinți. Nu eram așa de deștept când eram mic. Dar dacă aș fi acum, dacă m-aș reîncarna în mine de la 8 ani, în primul rând aș cumpăra Bitcoin. În al doilea rând, i-a zice eu lui mama. I-a zice eu. Chatul a votat și iese de părere că acesta nu este un hot take. Dacă îți mai compari copilul cu alți copii, alți colegi, alți prieteni, renunți la dreptul de a mai te considera părintele acelui copil. That's just a, it's the law. Majoritatea părinților au ca unică trăsătură de personalitate că sunt părinți <laughs> Mi se pare că it kinda is a thing, mai ales la vârste foarte fragede. Mi se pare că gen, n-ai realizat nimic în viața ta și gen, singurul lucru care te reprezintă e că ești părinte. Mai ales nu parents, da, mai ales nu parent. Look, I have baby. Sunt mamă. Și atât. Tu te termini acolo. Mi se pare că... Dar nu e neapărat numai despre mame, ci și despre tați. Nu știu. Deși tații nu prea sunt prezenți în, în viața copiilor, ar putea fi orice domn. A venit să repare scurgerea. Nobody will bat an eye. Da, da, mi se pare o chestie foarte comună în care... Gen, e o chestie negativă. Că oamenii de genul nu mai au personalitatea lor și everything is about their child. Și devin ori foarte controlling, ori uh, vreau să fiu prietenul copilului meu, ori foarte nevoit să transpună visul vieții lor asupra copilului lor. Că eu nu mi-am trăit viața că am făcut un copil la 21 de ani, astfel tu, copilul meu, o să devii doctor, cum am vrut eu. Doamne, îmi place să pictez. Calm down. Mi se pare că atunci când devin părinți, în sfârșit poți zică că sunt ceva, se identifică ca fiind părinți și aparțin grupului de părinți. Da. Cred că e, da, finding a meaning. Că asta e până la urmă viața. Finding a meaning și... My meaning? I'm parent. I I be with other parents, I parent. A good parent, bad parent, I parent, no matter parent. Nu mi se pare neapărat ceva greșit că singura ta de personalitate să fie că ești părinte, unii și aleg singura trăsătură de personalitate să fie janghine. I mean, what if it's the same? Pe if it's the same nu e același lucru, sunt și părinți janghine. Pe majoritatea părinților sunt jangine. E gen, e o diagramă ven în care e janghina și uh, părinții în totalitate, în uh, aproape în totalitate, în uh, în jeanghine. Deci tu asum din punct de vedere statistic, că un părinte e e corect. Doamne femeile care își pun la secțiunea Baumi Mama două minuni, nu măcar nu mă deranjează. Persoanele care le fac Instagram copiilor. Mother of Noah, wife of uh, laurențiu. I don't care. Copilul e postat pe internet de când avea 9 luni. Când când împlinește 10 ani și vrea și el Instagram-ul, îl prea, prea Instagram-ul familiei. Și a votat și este de părere că acesta nu este un hot take. Mulți părinți sunt doar părinți atât. Până să devii părinte, n-ai un adevărat motiv să fii obosit. Te iei tu de oboseala mea, știi ce am făcut eu? Păi nu, că eu sunt părinte. taci -mi gura mică. Știi tu, îmi faci mie ordine la mine în casă. Nu, no, nu știi cum e să fii obosit, că nu ești tată, nu ești mamă, nu ești părinte. Do you think I sleep? Așa arată fața unui om care doarme necesarul de ore pe noapte? Nu îmi pute. Evident că nu. Ai oboseala de la job? Jail, n-ai voie. Nu. Oboseala de la copil e altfel. Sunt mama 5 zici, cum adică eu nu sunt obosită? Adevărat. Traie architecture school. Alt, altă chestie. <gătări> Crezi că ești obosit? Eu care am făcut arhitectură sunt mult mai obosit. Ca părinte, cred că ai un nivel de îngrijorare pe care cineva fără copil nu-l cunoaște, dar oboseală, fuck off. I mean, pot să înțeleg, dar... No, sorry. Pot să înțeleg că gen, you worry about another person, dar în același timp I can worry about other people, right? Nu trebuie să fie ieșit din coițele mele ca să worry about them. Nu pot să worry about my sister, nu pot să worry about my friends, nu pot să worry about my cat, what about my cat? My cat is child. Ce a votat și este de părere că acesta este un hot dog. Poți să fii obosit și dacă nu ai o draslă. Cred că pentru ca un copil să crească armonios, un părinte trebuie să fie bad guy și altul good guy. Mai știți când am zis că primul e cel mai mare hot pe care l aud în seara asta? Cred că ăsta e cel mai mare hot pe care l aud în seara asta. How? Why would you think that's a great idea? Poftim? Eu cred că un copil să iasă armonios? Hai să facem să-și urască un părinte. <laughs> I don't think that's a great idea. Uh, eu am vrut să te las, dar nu te lasă mai ta oh. Nu știu, frate, ce rei lui taică tu, băie. Am fost crescut așa în look how I ended up. Nu e armonios. This is not armonios. Good cop, bad cop? Nu. Hai să facem un copil care să-i fie frică să respire lângă un părinte și să nu asculte de celălalt. Exact. Ca un părinte să crească armonios, părinte trebuie... Ca un copil să crească armonios, părinții trebuie să aibă o relație bună. <laughs> ce certuri în familie să crească de la asta, tras mi-ai nouet? Yeah. Maybe mai gândește-te persoana care mi-a dat acest take. Eventual e și mama. Clar, mama e de obicei the bad guy. Că tatăl e la fan. Că în primul rând nu prea e acolo și în al doilea rând când e acolo zice Da frate, fă ce vrei. Rupete. Vrei să te dai cu schiurile pe casă? I'm in. Mă dau și eu. Și mama e acolo, care trebuie să zic că nu, n-aveți voie să vă dați cu schiurile pe casă. Ce a votat și este de părere că acesta este un hot take. Te rog, nu-ți crește copilul așa. Te rog, nu-l face să-și urască un părinte și poate să-l placă sau să nu-l asculte pe celălalt. Dacă ai părinți bogați, ar trebui să fii prost să nu profiți de asta, chiar dacă nu te mai întrețin. Ba nu-i bani până la urmă, frate. Că latră, ursul merge, nu? Sunt de acord. If you're a nepo baby, why not nepo baby? Why not nepo baby all the way? Vor părinții tăi să-ți cumpere mașină și apartament? Do it. Dar, mare atenție cu ce trebuie să plătești. Dacă vor părinții tăi bogați să-ți cumpere mașină și apartament, dar vine cu condiții de tip you have to talk with us și sunt toxici, don't do it. Pentru că, la schimb, pe banii ăia dai sănătatea ta mentală. Dar dacă crezi că nu renunți la prea multe, acceptând aceste cadouri de la părinții tăi, do -o. Why not? Vrei să te chinui tu, ți iei apartament, ți iei tu apartament, ai tu bani, vai de capul tău. Accept apartamentul, Taci din gură și ai de plătit doar întreținerea, da? Și după aceea, de restul banilor, nu trebuie să faci mulți bani. Că după aia, de restul banilor, te distrezi. Nu mai ai de plătit chirie, nu mai ai de plătit rate la mașină, nu mai ai de plătit nimic. Acceptă și taci din gură. Nu mai ai niciun sentiment fulfilling dacă nu faci niciun efort? Nu sunt de acord. Mă enervează take-ul ăsta de... You have to go through pain to feel achievement. Nu, -mea. Vreau împărțimea să nu mai dau jumătate de salariu pe chirie, atât. Nothing is free. Adevărat, de asta am zis. Dacă nu vine pe considerente de, ok, vreau să îmi cut-off-uiesc părinții. Sunt un mare susținător al conceptului de cutting-off whoever was toxic to you. Dacă părinții tăi sunt toxici, dar încearcă să se apropie de tine, oferindu-ți un apartament, oferindu-ți bani, oferindu-ți o mașină, don't do it. Pentru că ce dai la schimb este libertatea ta și sănătatea ta mentală. Dar dacă ai părinți ok și ți se pare că nu ai de plătit o notă mult mai mare decât bani, de tip libertate, sănătate mentală, why not do it? Ce-a votat? și în unanimitate este de părere că acesta nu este un hotec. Dacă părinții tăi vor să-ți dea un împrumut mic de 4 milioane de euro, du Nu ești obligat să-ți ajuți părinții când sunt bătrâni dacă toată viața au fost janghine cu tine. Am să one apuiesc acest steak și am să zic că nu ești obligat să te ajungi părinții în general. Nu ai ales în niciun moment să te naști, nu le datorezi nimic. Nici dacă au fost cele mai bune persoane, nici dacă au fost janghine cu tine. You give what you want to give. And that's, that's just it. E janghină dacă nu o faci? De ce e janghină dacă nu o faci? Că e conceptual în societate, că e janghină? Sure. Do I give a f about society? Nu prea. Nu society în general, cât norme sociale mai degrabă. A, ah, cum să nu ți ajungi părinții că te-au născut și te-au crescut și ți-au dat uh, bani când literalmente asta era treaba lor. Ce a văzut și este de părere că acesta nu este un hotel. Nu ești obligat să-ți ajuți janghinele de părinți. Și te descurcă ei. Părinții nu ar trebui să te crească în nicio religie. Foarte adevărat. Religia, ca și cum am vorbit mai devreme de conceptul de a fi părinte, to give your life meaning, este ceva ales de unele persoane ca să le dea o însemnătate la viață pentru că they don't have anything else, ca să le dea o comunitate pentru că they don't have any other community. Religia este un concept foarte știi în opinia mea și mi se pare oribil să obligi un copil să se nască și să crească într-o religie și să urmeze ceva ce nu a acceptat niciodată conștient. Am vrut eu să mă botez? Nu. Vreau eu să mă rog în fiecare? Nu, dar așa m-ai învățat. And I was a stupid child and... I listened, că nu știam mai bine. Lasă-mă să fac alegerea dacă vreau să cred eu într-o divinitate, în orice divinitate. Dacă vreau eu să aparțin de probabil cea mai toxică comunitate ever, orice comunitate religioasă. Pentru că orice religie, best religion, good religion. All other religion, bad religion, no good religion. Copiii ar trebui să fie atei, and that's the law, până la proba contrarie. Hai nu atei, agnostici. Plus, frica dacă faci ceva rău, te bate Dumnezeu. Da, e și chestia asta de control, că până la urmă pentru asta a fost făcută religia de la început. Religia organizată, de a controla masele. That's one of the biggest parts of religion, în general. Heo. E rău să o omori oameni, pentru că oamenii se tot omorau între ei că erau proști. Așa că ai te bate Dumnezeu. Mai omor oameni? Acum nu mai vreau, acum mă bate Dumnezeu. Ce atunci și este de părere că acesta nu este un hot take. Părinții nu ar trebui să te crească nicio religie. Ar trebui să fie complet alegerea ta când ai discernământ. Prea puțin tați se implică în educația copiilor, mare parte sunt absenți. Fizic, emoțional, or both. Hai, dad, I bring money in house. Why spend time with child? were at TV la sfierbinți. Mi se pare că vine, exact din ce zic, vine puțin și din conceptul ăsta de mama crește copiii, tatăl aduce bani în casă și atâta. Și cumva s-au împărțit rolurile și n-a avut... N-a avut nimic cu copii tatăl, așa că se duce la muncă, vine acasă, bea o bere, stau eu pe aici. Nu mi zis nimeni să fac nimic. Which is wrong pentru că un copil are nevoie de ambii părinți, ceea ce e o chestie care se întâlnește destul de rar, din păcate. Da, mă, bossule, dar tata nu știe nici când e ziua mea de naștere. Păi, în fișa postului scria Go to work, bring money to house. În, în cealaltă ordine, dacă s-ar putea. Profit. Bang wife sometimes. N-a zis nimeni niciodată Know Your Children. N-a scris nicăieri. Ce a votat și este de părere că acesta nu este un hot take. Prea puțin tați sunt implicați în viața copiilor lor. Ea zi, dacă ești tată, când e născut copilul tău? Data și anul. Repede, repede, în comentarii acum. Zi, 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 zi. După o anumită vârstă, părinții nu mai au ce căuta în viața ta. Mi s-a părut foarte foarte acid acest steak. cred că această persoană a avut uh, părinți un pic mai puțin decât uh, acceptabil. Nu mai au ce căuta. What the f who hates the, his parents? Majoritatea oamenilor am the blondie, îmi pare rău să, să spun, dar cred că majoritatea oamenilor. Da, nu sunt de acord că gen, după anumită vârstă părinții nu mai au ce căuta în viața ta, gen, dacă ți-au făcut ceva greșit părinții tăi, cum, ai, cum am zis, sunt un mare susținător al conceptului de cutting off people who did you wrong mai ales oameni care din punct de vedere norme ale societății are supposed to be close to you gen rude ți-a greșit vreo rudă cut them off immediately immediately nu mai vreau să văd acea rudă că gen cu atât mai mult no, că e ruda ta trebuie să o ierți nu contează că s-a căcat în chiuveta ta nu s-a căcat în chiuveta mea I'm. I'm cutting I'm cutting them off. It's a very specific example, I, I swear, I swear that didn't happen. Cea treabătat și este de părere că acesta este un hot take. Părinții tăi au ce căuta în viața ta și după o anumită vârstă. Părinții care pun presiune pe tine îți fac un mare bine. I'm sure this is a parent trying to explain themselves. Nu, 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 că e bine ce fac. E bine că îmi traumatizez copilul și îl pun să facă ce vreau eu și îl stresez să învețe matematică deși e clasa 3 -a. Treia. Dar nu numai să învețe matematică, să exceleze la matematică și să exceleze la toate materiile. Trebuie să știi tot și să faci bine și să faci trei facultăți și un master la asta că te obișnuiești cu cei mai rău în viață. Absolut shitty behavior. O să mulțumești într-o zi, o să mulțumești mai târziu. Hate Nu pot să mă gândesc la o presiune care s-a pus pe mine și pentru care aș mulțumi acum. Sau mai târziu, dacă la lie. Vlad tata m-a trimis la șah cu ce m-a ajutat asta. I mean, dacă ai prezentat la un moment dat un interes pentru șah sau ceva, sure. Dar gen, sau să-ți mai dea o activitate, dar în momentul în care zici nu-mi place, ok, să încheiat activitatea. Gen, mi se pare nice să lași pe copilul tău să exploreze. Gen, încerci diferite chestii. Îl trimiți la chitară, îl trimiți la fotbal, îl trimiți la... Uh, fotbal. Îl trimiți la, nu știu, different stuff, different activities, ca copilul ăla să descopere. Îl trimiți la palatul copiilor la toate cursurile. Pictură, ceramică, not, băsii, uh, bicicletă, îl trimiți la tot. În momentul în care zice, bă, nu-mi place de căcat, That's it. You take it back. Mi se pare nice to give an opportunity for your child to explore themselves și ce le place, pentru că mie mi se pare că nu mi s-a dat oportunitatea asta, în sensul că s-a hotărât să fac ceva, făceam ăla, știi? With very... Trebuia să mă chinui foarte mult ca să renunț la acel ceva care nu-mi plăcea. I think it's nice as long as it's no pressure. Ce-a și este de părere că acesta este un hot take. Părinții care pun presiune pe tine nu-ți fac bine. Nu este nimic în regulă să ai 25 de ani plus să locuiești în continuare cu părinții. Păi, adevărul e că în capitalismul ăsta, unde mai să stai? Adică, literally, e mai rentabil să-ți suporți părinții câteodată decât să îți găsești o chirie. De multe ori e imposibil să îți găsești o chirie pe care ți-o permiți cu un salariu minim cu căcaturi de genul că mai trebuie să trăiești și tu, mai trebuie să mănânci tu o ciorbă și you have to să stai cu părinții. So, why would I blame you for pur și simplu being f unlucky? Stai cu ei, but at what cost? Clar plătești în sănătate mentală și în lipsa libertății și în uh, lipsa dodoaștei că cine vrea să te f cu părinții acasă, Da, măcar poți ții un training, nu? Sau so, ce-a travătat și este de părere că acesta nu este un hot take. Adevărul este că e cam greu să-ți permiți at a young age, mai ales 25, să nu stai cu părinții. Că p***a mea, viață. Și e 12 lei o cola la 2 litri. Părinții merită mai multă înțelegere și pentru ei e prima dată când trăiesc pe planeta asta. Sure, but they had a child. Asta e fix problema lor. I wouldn't hold them accountable for anything, dar ei au decis să aibă un copil. Hence, their fault, îmi pare rău. O să judec o altă persoană? Nu. Orice altă persoană merită o înțelegere. Dar părinții? Nu. Și noi tot prima dată trăim, we didn't choose to be traumatized by them. Nu am ales să mă nasc, efectiv. Nu am ales să mă nasc, este în totalitate vina ta, nu o să aleg nicio înțelegere. Nu o să ofer nicio înțelegere, nu e treaba mea. Să te ierte Dumnezeu, <laughs> eu nu te iert. Ce-a travătat și este de părere că acesta este un hot take. Părinții nu merită mai multă înțelegere. Bărbații care nu-și doresc fete nu ar trebui să fie părinți. Înlocuiți fete cu orice și înlocuiți bărbați cu mame sau părinți. Părinții care nu-și doresc copii gay nu ar trebui să fie părinți. Părinții care nu-și doresc copii trans nu ar trebui să fie părinți. Părinții care nu-și doresc copii cu dizabilități nu ar trebui să fie părinți. Orice. Ăsta e gen cel mai, nu știu, mild, să zic. Bărbații care nu-și doresc fete nu ar trebui să fie părinți. Strebeție să-ți ducă cineva numele mai departe. Vai de capul tău de numele tău. Și numele care trebuie dus mai departe e Popescu. Chatul a votat și este de părere că acesta nu este un hot take. Bărbații care nu-și doresc fete nu ar trebui să fie părinți. Și cam asta a fost episodul de azi din Hot Takes. Dacă ți-a plăcut, lasă un like, lasă un comment, poate un sub, de ce nu? Tema pentru data viitoare este dating apps. Deci trimite-mi părerea ta controversată prin intermediul linkului din descriere și nu uita, noi ne vedem în fiecare luni de la 20.00 live pe Twitch.